Bună regăsit, doamnelor și domnilor! Începând cu această ediție, vă invităm să urmăriți o serie de emisiuni sub genericul Se întâmplă la USV. Evident, este vorba de Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, brand cunoscut în mediul academic. Vă invit așadar în minutele următoare să aflați amănunte despre o primă facultate, o facultate ce pregătește specialiști în domenii bine cotate pe piața mondială. O facultate care a adunat în cei 32 de ani de existență aproape 300 de premii naționale și internaționale. Invitații emisiunii Se întâmplă la USV vor vorbi despre misiunea didactică a facultății, despre profesioniștii, dar și studenții acesteia. Cu siguranță vor fi lansate și spre finalul emisiunii o serie de opinii, teorii despre viitorul acestui domeniu în Suceava, în România și în lume. Mai întâi este vorba despre Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, facultate care face parte din cadrul Universității Ștefan cel Mare Suceava. O facultate, așa cum am spus la începutul emisiunii, care pregătește specialiști în domenii high-tech bine cotate pe piața mondială a muncii. Vom vedea dacă așa se întâmplă în cursul dialogului din minutele următoare. Să vă prezint mai întâi invitații. Vorba mai întâi de domnul profesor universitar, doctor inginer Ștefan Gheorghe Pentiuc, decanul facultății. Vă salut, mulțumesc că ați răspuns invitației. Mulțumesc. Nu e prima dată când ne întâlnim în platourile Bucovina TV. Așa este, cu plăcere. Da. Mergem mai departe, domnul profesor universitar, doctor inginer Dan Laurențiu Milici, prodecanul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor. Vă salut, bine ați venit. Și al treilea invitat, conferențiar universitar dr. Aurelian Rotaru, fizician la facultatea menționată. Vă salut, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Mulțumesc încă o dată, domnilor, pentru, ca să spun, invitației noastre. Lăsăm un pic bilanțul anului în curs, mai spre finalul emisiunii. Aș dori să facem o introducere, un scurt istoric și o prezentare mai degrabă a facultății, care are deja adunat, știu, 32 de ani. În 1985 a început totul. Sunteți... Domnul decan, vă rog. Mulțumesc. Informarea dumneavoastră, să știți că mă lasă așa paf. Cunoașteți totul. Mulțumesc. Aproape că nu mai avem ce să spun. Nu știu dacă mă și pricep. Într-adevăr, în 1985 am început cu admitere pentru ingineri energeticieni. Seral era atunci, după care în 1986 au început calculatoarele și automatizarea, așa se numea atunci specializarea. Ulterior au venit celelalte specializări, și anume automatică și informatică industrială prima dată, acum automatică și informatică aplicată, sisteme electrice, energetică industrială, în care s-a transformat ulterior în managementul energiei, și inginerie economică în domeniul electric, energetic și electronic. Și nu în cele din urmă, poate chiar printre primele, pentru că aici sunt și majoritatea colegilor noștri, este vorba de programul de electronică aplicată. Facultatea școlarizează toate cele trei. Are pe 1120 ceva de studenți. Nu le spun numărul precis, pentru că există o fluctuație. Absolut. Sunt transfer într-o parte și în cealaltă, la cele trei cicluri de studii. Nu este la licență, cu cele 6 specializări care le-am spus, la masterat, unde avem 4 programe de masterat, unul sisteme informatice, sisteme știința și ingineria calculatoarelor, rețele de calculatoare și comunicații, un masterat de sisteme moderne de conducerea proceselor în energetică, un masterat de tehnici avansate de mașini și acționări electrice. Iar la doctorat există 3 conduceri de doctorat. Au început înainte de anul 2000, prin 1997. Prima dată a început conducerea de doctorat, s-a aprobat conducerea de doctorat în electronic, ulterior în calculatoare și apoi și în inginerie electrică. Sunt în facultatea, fiind peste 1000 de studenți, are peste 1000 de studenți de foarte mulți ani și în ciuda faptului că numărul de studenți în țară s-a înjumătățit din 2008 până acum, s-a înjumătățit datorită fenomenelor demografice. A fost, bineînțeles, nu numai și numărului de tineri care au rămas, nu numai tineri care s-au născut, și numai tineri care au rămas în România.
Acest lucru se explică într-adevăr, cum ați spus, că toate domeniile sunt foarte căutate și lumea se îndreaptă spre locuri în care are garanția că dacă va face, va învăța, va obține o calificare superioară, deci va găsi loc de muncă. Cea mai mare specializare este calculatoarele, după care este automatica, electronica, sistemele electrice, managementul energiei și ingineria economică. Există niște imagini, poate ar fi bine să vedem și niște imagini cu prezentarea în facultății. Vom trece, dar întâi să spunem și câteva cuvinte și domnul Milici și domnul Rotaru despre întâlnirea cu această facultate și ulterior vom dezvolta pe departamente, pe celelalte componente. Domnul Milici, mai întâi. Da, tocmai voiam să pun accent pe faptul că toate domeniile de studiu care sunt în momentul acesta active în facultatea noastră sunt domenii de maxim interes pentru industria mondială. Aș putea spune că în acest moment tendința este nu de a face obiecte în serie. Aceea este treaba fabricilor chinezești care produc foarte ieftin și cu o productivitate foarte, foarte bună. Industria creativă este, cred că, mult mai importantă pentru domeniul acesta, pentru zona aceasta europeană și industria creativă înseamnă, în primul rând, parte de software, înseamnă echipamente sau sisteme digitale care sunt personalizate pentru un număr redus de utilizatori. Este, de fapt, zona care va conserva, probabil, forța de muncă, pentru că se vorbește din ce în ce mai mult de faptul că roboții vor înlocui omul în toate domeniile productive și lucrul acesta cumva sperie în perspectivă. Ei, nu este atât de aproape momentul acesta. Bineînțeles că sunt realizări mari în domeniul acesta al robotizării industriei, dar ce vreau să punctez este faptul că industria asta creativă nu va fi aproape niciodată înlocuită și robotizată complet, pentru că aici un aport important îl are omul ca ființă gânditoare, creativă și acesta este un domeniu pe care se pune foarte mare accent în facultatea noastră prin activitățile pe care le avem, prin sprijinul pe care îl dăm studenților să participe la tot felul de competiții studențești, prin centrul de inventică pe care îl avem aici sau prin o grămadă de alte activități formale sau non-formale din facultate. Domnul Rotaru, revenim. Asta m-a interesat, întâlnirea cu această facultate, întâlnirea dumneavoastră și rog regia să pună primul calup de imagini, salvat fiesc prezentare, dar între timp și o să revenim și la domnul decan imediat. Eu am ajuns cel mai târziu în facultatea noastră, în 2010, unde am găsit un colectiv extrem de călduros, de primitor, reușind să mă integreze într-un timp extraordinar de rapid. Ce aș vrea eu să subliniez, să spunem ca puncte forte la această facultate, ar fi multidisciplinaritatea, caracterul multidisciplinar al facultății, dat fiind specializările oarecum înrodite și nu din cadrul facultății. Adică avem atât partea de inginerie electrică, electrotehnică, energetică, industrială, cât și partea de electronică, partea de hardware și automatică, respectiv calculatoare. Cred că e o combinație destul de interesantă, studenții putând profita la maxim de experiența nu doar, să spunem, a unor profesori specializați doar pe software sau doar pe hardware, reușind să dea o vedere de ansamblu mult mai complexă decât știu alte facultăți unde studenții sunt specializați doar pe niște subiecte foarte bine definite, doar pe niște nișe. Aș vrea să precizez, mă scuzați că intervin. Aș vrea să domnul profesor Aurelian Rotaru este cadru didactic, este la specialitatea sa este fizică, este un cercetător reputat, să știți, internațional, are publicații în revista Nature, știi? Împreună cu încă un coleg de al nostru, domnul Mihai Dimian, care este proiectul universității, au pus bazele unei
unui centru de cercetare nanotehnologii, dar despre asta vă vorbim mai târziu, un lucru, un centru foarte rar și în România, și în ca rezultate și ca dotare, și în România și în străinătate. Da, am revenit la imaginile pe care le-am văzut. Tocmai ceea ce arătați acum este un lucru interesant. Sunt niște imagini luate de la emisiunea Observator, de la concursul nostru Hard and Soft, au spus acolo, da. Că este la Suceava mai ceva ca la NASA. Mm-hmm. Bine, poate avea puțin și erau și niște ghilimele care nu s-au spus, că mereu dacă este vorba din București, Suceava se vede probabil undeva foarte aproape de cercul polar. Dar, într-adevăr, este un concurs internațional, care au fost echipe din Germania, din Franța, din China, și care tema era descoperirea, crearea unui robot care să descopere resurse pe o planetă, pe o exoplanetă. Și era într-adevăr fost un concurs cu un foarte mare succes și la public și la concurenți, pentru că ceea ce vedeați acolo, ei trebuiau să găsească, să aibă senzor, să găsească și apă, să găsească și metale, să găsească tot felul de minerale ascunse printre standul pe care, mă rog, de probă, că nu i-am dus chiar pe altă planetă. Da. Cum am spus ceva mai înainte, de fapt ați precizat dumneavoastră, voiam să punctăm câteva chestiuni despre misiunea didactică, ingineri, am găsit pe site specializări, ingineri în specializările respective, calculatoare, automatică și informatică aplicată, electronică aplicată, energetică, industrială, sisteme electrice și inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic. Titulaturi care te pot lua prin surprindere. Recomandările care ar fi recomandările dumneavoastră pentru viitorii studenți? Toate sunt... Sau cei care deja visează în domeniul ăsta sunt obișnuiți? Ei ar trebui, într-adevăr, să... Noi avem niște prezentări și poate că și lucrul ăsta ar trebui făcut și o educație privind orientarea în carieră în liceu. Da. Mie mi se pare că faptul că au dispărut cumva, că au dispărut examenele la concursurile de admitere, și concursurile de admitere majoritatea sunt pe bază de dosar, nu-i mai determin pe licenți să gândească din timp ce vor să facă. Se iau bacalaureatul și așa cum numai bacalaureatul. Este foarte rău pentru că ajung la 18-19 ani, după care probabil că aleg în mod aleatoriu. Dacă ar fi fost niște examene de admitere, atunci lumea se interesa. Vreau, ce profesie vreau să fac? Da, bun, mă duc acolo. Ei, ce se cere la examenul? Ce bun, la ce vârstă ar trebui? Aveți experiență? La ce vârstă ar trebui? Părerea mea ar trebui ce la 16 ani ar trebui. Pentru că am înțeles la noul ministru, de la actualul ministru, că în toamnă vom avea o nouă lege a învățământului. Nu știu de cum va fi, oricum, nu știu, la 6-a, 8-a lege, nu știu. La ce vârstă ar trebui, de exemplu, și ne întoarcem la facultate? Deci, părerea mea este că la 16 ani ideile ar trebui deja să fie cristalizate la un tânăr adolescent. Acum este foarte datorită faptului că tineretul s-a schimbat foarte mult. Nu spun că este în bine sau este în rău. Ceea ce observ imediat este la dânsul este optimul imediat. De exemplu, pentru noi profesori ne este foarte greu dacă înainte, să spunem, cu 20 de ani spuneam unor tineri studenți, spuneam, învățați lucrul ăsta, vă va fi util peste 4 ani după ce terminați facultatea, dacă mai spunem așa ceva, nu îi interesează. Interesează ceva care este foarte bine, dar probabil că și societatea noastră s-a schimbat așa. Ne propunem niște optime locale care sunt foarte apropiate ca orizont de timp și pierdem de vedere un optim general pe o mare durată, pentru că totuși cariera profesională e 40 de ani. La 24 de ani până la 65 de ani, sau 40 de ani. Ar trebui să te gândești înainte de a face cei 4 ani de facultate sau 3-4 ani de facultate ce trebuie să faci. Toate specializările sunt foarte interesante. Cei care doresc, care într-adevăr le plac, care au o gândire abstractă, le plac într-adevăr și calculatoare, pot veni la calculatoare. Cei care sunt mai au o anumită aplicare așa spre a construi tot ceva practic, nu numai abstract, ce a face într-adevăr un dispozitiv electronic sau electric să funcționeze, sunt atunci despre sisteme electrice, avem electronică aplicată. Cei care într-adevăr au un pic de simț de responsabilitate față de viitorul energetic al planetei în general și al nostru, este specializarea în managementul energiei, care într-adevăr este i-ar putea ajuta să devină specialiști, astfel încât această gestiune și acest management al energiei să devină din ce în ce mai bun. Și în ultima, desigur, există și specializarea de inginerie economică. Este o specializare care face parte din domeniul ingineriei și management. O specializare care a avut până acum succes, au fost într-adevăr firmele care se ocupau de vânzări, de exemplu aveau nevoie de ingineri care să cunoască și echipamentele și parte să aibă și cunoștințe economice. Nu sunt într-adevăr nici economiști, nici ingineri electrici, sunt în domeniul ingineriei și management.
Este o specializare interesantă. În general vin cei care au făcut studii, care au făcut licee economice, care au făcut, da, care au plecat spre economie și puține pasiuni tehnice. Și atunci asta le îmbină pe cele două. Spuneți că nu sunt nici ingineri, nici economiști. Da. Dar eu sunt o specializare nouă. Specializarea este aceasta, inginerie și management. Eu consider că va fi de viitor în pe măsură ce se dezvoltă. Dacă ne uităm în ce se dezvoltă industria și vânzările de echipamente complexe. Da. Pentru că dacă vindem la, mă, vindem aspiratoare sau numai nu știu ce, plasme, frigidere, nu o să fie nevoie probabil de un inginer în acest domeniu. Însă în momentul când vom începe să producem, de exemplu, echipamente mai complexe, care trebuie să le vindem, nu știu, instalații industriale, agregate, chiar și sisteme de calculatoare din ce numai complexe, sigur vor fi nevoie de oameni, automobile. Aici mereu e nevoie de așa ceva. Avem nevoie și de astfel de ingineri. Da, luăm prima pauză de publicitate, doamnelor și domnilor, revenim imediat.